video de astăzi am intrat pe un nou server de 5M și normal că nu m-am putut ține să nu fac ilegalități. Damn bro, I'm in another hoop bro. Oh hey, thanks. Ce-ai ce-o, bitch ass up? Începe să vinzi drog. Bună ziua, bună ziua. Deci haideți să mai vedem împreună ce am făcut pe acest server de 5M. Bă, pe fundal din păcate nu prea pot să vă pun cu muzica, că este muzica de la trailerul din GTA 6. La stează și să-i tau, eu creează un personaj nou. Facem o mică pauză pentru a vă prezenta abonații săptămânii. Dacă doriți să apăreți în următorul videoclip, tot ce trebuie să faceți este să vă abonați la acest canal și să dați un comentariu cu respect. Haideți să trecem la video. Și haideți să ne introducem aici datele noastre cât mai rapid. E bine, mă băieți și fete, suntem pe Vision Community. Nu uitați că aveți toate detaliile acest server în descriere și serverul este pe 5M, vreau să vă zic. Să ne punem aici rapid și data noastră de naștere, 23 februarie 2024. Pun așa arab, creează personajul. Am înțeles, și de acum ne facem de caracterul. Ok, ok, interesant. După, vezi că îmi place cum e meniul acesta. Nu știu că putem să dăm zoom out. Uite, bă, cum stai aici la plajă. Bă, parcă serverul acum din primele momente așa, parcă are destul de mult potențial din punctul meu de vedere. Acum să vedem și cum este pe server. Dați așa că... Bra. Ok, și ne-a dat aici. Bă, serverul e Cube Core? Cred că da, bro. Ăla e... Uite, eu să fur o mașină direct. Ia, mă. Mamă, cred că funcționează. Merge? Ah, shit. Apasă H pentru a da contact. Ok, stați așa că legăm firele rapid. Bă, nici nu am intrat bine pe server, că deja facem ilegalități. Ok, stați așa că... Cred că... Gata, mă, prea cheile. Am furat-o. Trebuie să stai destul de mult, deci nu o poți fura instant, ceea ce este destul de bine. Ok, și suntem, uite aici frumos, cu prima noastră mașină furată de pe server. Cabină telefonică, poștaș. Aș vrea pentru prima dată să mă duc să mă schimb de haine. Și totodată, dacă este acolo foarte rapid, o să mergem și până la magazin. Dar asta puțină... Bă, ce naiba are mașina asta, mă? Că văd că o ia cam ciudat. Bă, s-a stricat mașina, mă? A. Dar văd că merge ciudat mașina asta, bro. Nu a reparat-o ăla. Haine bărbați, amiri, noroc loc. Bă, văd că sunt foarte multe haine custom. Și este un pic destul de interesant de haine. Acum nu știu cum funcționează când o să se dea chestia cu 5M-ul să interzică brandurile pe server. Asta chiar nu știu. Ia, 1170 $, o să dau pe cumpăra cu succes. Și acum de unde le îmbrăcăm? Amă, deci pe tapie, ok, păi stai așa atunci să ne îmbrăcăm. Unde e bluza? Te oare să o tragem direct aici? Nu, bluză, jachetă. Ne punem și pantalonii. Și am și cheile vehiculului ăsta, ne-au rămas. Mamă, stați așa că trebuie să-mi pun mâinile. Hey bro, suntem in the hood. Ce am uitat să menționez pe clip este că serverul Vision Community este momentan în open beta. Deci intrați pe serverul de Discord pentru a afla când este dat oficial la deschiderii. Și de asta mai sunt în clip unele chestii cu bug-uri, deoarece o să se rezolve la deschidere. Bine, nu am pantofi acum, dar nu este asta o mare problemă, că dacă îi pun, mi se văd mâinile prin haină, așa că este mai ok așa. Și suntem și cu mașină furată, avem tot pachetul. Putem să-i zicem... Ok, bro. Damn, bro. I'm in another hoop, bro. Ia uite, bă, aici, bă. Ok, frumos, rău de tot, îmi place. Cred că cu siguranță... Oh, shit. Mamă, ți-o pune direct să nu mai poți da jos, bă. Shit. Ah, fuck. Ia, bună ziara. Ați așa chiar trebuie să așteptăm aici să facem cheile în contact. Damn, bro, look at my car, bro. Ok, ia să vedem noi la magazin dacă tot am făcut rost de mașina aceasta. Bă, zi retarat, dar rău. Ce ne putem noi cumpăra de la un magazin? Sunt eu prea prost, că în fața acolo nu prea e nimica. Dealer, auto, digital, den, dușuri. Ok, putem să facem și duși. Că o să avem nevoie, că nu prea avem încălțări. Mașini second hand. Magazin de figurine, what the fuck, ce ne poate ajuta asta? Gata, am găsit și dealerul nostru auto. Să vedem acolo ce mașini sunt și da, faza este că nu prea cred că pot eu să îmi cumpăr ceva bani. Bă, dar de ce toate mașinile trag într-o parte, bro? Cred că cum am furat-o. Bă, ce m-a jurat ăla? Dă-te. Ia le ții la ăsta aici, mă? Cred că nu-mi dau eu seama cum funcționează, cred că se retară, dar... da, cred că e sistemul acela în care trebuie să fie un dealer on. Nu, dar ce mapping? Uite, bă, aici mașinile. Damn, bro! Cum ar fi să-mi furăm? Hai, cum aici. Împinge vehicul, dar de unde putem noi să vedem cât costă mașina? E pe aici cineva? Da, uite, văd aici un checkpoint. Ia să vedem. Ah, ok, compacte sedanuri, Alfa 8. Am înțeles, uite. Văd că mașinile acum sunt cu logurile schimbate.
C63S, hai să vedem, nu știu, un cupe, să vedem ceva, e-tron GT, hai să vedem ce le-ai ăsta din 2015, că este foarte frumos. Mamă, dar este ok, puizat și costă 32.000 de dolari. Și da, mă, se conduce frumos, îmi place. Și văd că și prețurile sunt ok, adică nu sunt prețurile de alea, să zice, foarte exagerate. Adică cele ai ăsta este 32.000, cred că un AMG în realitate cam tot atâta e. Sortați după cele mai ieftine sedanuri. Bă, nu cred că, mă, cele mai ieftine sunt la sedanuri. Super, avem McLaren P1. Holy shit, bă, test drive neapărat. Mamă, dar ciupir de sub control, ești prost. Îmi place că au logurile lor, dacă vedeți și acolo pe motor, de la server. Ei bine, cred că o să rămânem noi cu mașinile furate, că astea sunt cam scumpe. Văd că și motoarele, bă, prețurile chiar îmi plac extrem de mult și îmi place și acest showroom cum este. Să scrieți și părerea voastră în comentarii cum vi se pare. Dar noi momentan, adică părem așa un pic homeless. O să rămânem pe străzi, văd că s-a respawnat mașina, dacă era de la NPC. Da, nu-i problemă, găsim noi o mașină pe aici. Hello, bro. Încep să transpir igienă. Get the fuck out of here. Atreac, mă las să pornesc. Ia, mă, fleca. Ce avem noi aici? Bancă. Ia, dăm cardul. Deținător, număr, card. Nu cred că avem noi cardul, gestionează cardurile de credit. Da, uite, creează carda să ne băgăm aici un pin frumos. Putem să retragem, dar ce să retragem, că nu prea avem bani. Folosește o armă albă în apropierea unei camere. Bro, n-am nicio armă albă, doar o bapa asta în mijlocul intersecției. Putem să furăm ceva de pe ea? Nu prea are nimica, doamna. Mergem până la Digital Den ca să vedem puțin cum accesăm telefonul și ce chestii mai putem pe acolo lua. Probabil putem să luăm lockpick-uri, dar cred că aia e ceva mai legal, deci trebuie să aflăm noi în videoclipurile următoare. Digital Den, parcăm și noi așa. Ok, let's see. Bă, dar nici aici nu pot cumpăra, nu știu care e faza. Trebuie să fie cumva angajați. Asta chiar nu știu, că e Cube Core și știți că este diferit față de VRP. Adică nu pur și simplu te duci acolo și ții chestii. Dar asta chiar nu știu cum funcționează. Ce-ai ce-o, bitches up? Începe să vinzi droguri. Cred că de aici sunăm și vin clienții. Găsirea clienților. M-au dat și nu avem weed. Putem cumva să-i jefuim? Clientul oferă, clientul va trimis o locație. Și dacă folosim așa, putem gen apelați o ambulanță, ok. Bine, acum pe server sunt și joburi legale, adică dacă o să mergem pe artă, putem să observăm că sunt centru, centre de reciclare, constructor și putem să lucrați și legal, dar dacă faceți rost de weed, de ce nu să faceți o chestie, de ce? Bă, stai așa că sunt curios, bă, mi-am amintit de o chestie. Dacă putem noi să accesăm din cabina telefonului, cred că știu unde se află cel care ne poate ajuta să obținem droguri. Ia, mă, stai așa. Bă, ce curios sunt, dacă e acel NPC aici, sunt cel mai norocos om. Oh, fuck, nu e aici. Crezi că e la ușa asta un NPC, mă? Na, nu e, atunci nu știu cum să fac droguri. Dar o să mergem pe la locație, probabil putem să-l jefuim sau ceva, să-i luăm banii de pe el. Chiar ar fi tare chestia asta. Văd că stă cam un cartier, deci s-ar putea să fie destul de periculos. Care-i faza? Să nu mă jefuiască el pe mine. Client, 50 de metri, mamă, e acolo în Vagos. Așa cum trebuie să-l găsim. Bună ziua, bună ziua. Client, vinde. Nu am articolele, bro. Negociază, nu aveți. Ma, domnule, lasă, pot facem. Man, bitch. Bro, cum era să putem să-l jefuim? Păca mea și gura ta să-mi bag. Bă, băi și fete, chiar mă simt așa in the hood. Nu știu cum să vă zic sentimentul ăla așa de gang. Dar, bine, cred că acum sunt mai multe mapping-uri care puteți face ganguri și să stați pe acolo prin zonele acelea. Dar, oricum, mă, băi și fete, sunt... Nu uitați că aveți toate detaliile la acest server. Văd un mapping acolo? Nu mi s-a părut. Nu uitați că aveți toate detaliile de la acest server în descriere, mai exact de la Vision în România sau Vision Community, cum doriți voi să-i spuneți. Bă, serverul mi se pare tare, adică îmi dă așa un vibe de gangster, știi ce zic, adică cu sisteme de-astea de vândut droguri, de arme și cu siguranță este mai interesant dacă începe să-l descoperiți pe partea asta de ilegală. Deci, ce pot să vă zic, bă, și fete, numele meu a fost Webster2K, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că asta până la final, vă salut, pa, pa!